Salutare! Am terminat, să zic așa, încercările de a face Cold Steel Rack în One să nu mai aibă joc. Am eșuat cu succes, să zic așa, n-am făcut, adică, mă rog, nu că n-am făcut, am îmbunătățit lipsa de joc, să zic așa, dar nu l-am eliminat total. Și am decis că o să-l scot la plimbare și la teste, în faza în care ei, fără să-i mai fac nimica. Și în două seri am avut timp, am venit la pădure, acum aveți acolo, să vedeți practic al doilea test. Prin poze mai mult, am făcut un foc și încălzesc o conservă de ciorbă de burtă. Și în primul test, pe care o să-l vedeți, va fi un set de bow drill și o reușită de tăciune cu nereușită în ce privește aprinderea focului efectiv, dar ideea era să cioplesc cu el, să văd cum se comportă. Acum, ca și o scurtă concluzie de început, jocul în sine nu se simte așa de mult în utilizare ca și în capul meu. Asta să o zicem de la început. Chiar dacă îmi place briceagul, încă mă deranjează că nu am putut să-i fac nimic ca să scot jocul ăla de acolo. Și așa o să-l folosesc mai mult, zic eu. Până acum, oțelul se comportă foarte bine și geometria lamei a fost făcut convex de ce nu a făcut înainte. Eu numai chiar l-am mai reascut odată. Și îmi place. Am tăiat niște crengi mai groase prin chopping. Astea care le-am tăiat acum recent îs de alun. Și nu a fost chiar alun verde, nici uscat, s-au comportat chiar foarte bine, mai bine decât am crezut. Încerc să testez Cold Steel-ul după ce am reușit cumva să găsesc o dimensiune de butoiaș care să potrivească cât de cât. Acum mai are un pic de joc, dar e mult, mult mai mic față de cât a fost. Dar dacă îl pun mai mare, aici în zona asta am mai și luat un picuț, să pot să-l bag un butoiaș mai mare, nu știu, n-am reușit să-l fac perfect așa cum mi l-am imaginat că trebuie să fie. Și un pic de joc mai are. Treaba e că dacă îl apăs aici, să intre spacerul ăsta, să mă rog, bara de blocaj, dispare jocul respectiv. Acum vreau să încerc să fac un set de bow drill dintr-o cracă de plop. Acum, lemnul nu-i potrivit deloc pentru bow drill, pentru că coaja asta, deși pare că e uscată, să știți că se simte umedă. O să încerc să recuperez chestia asta și să văd cum se comportă. Iau prima dată coaja asta mare jos și de desubt rămâne, nu știu dacă se vede și în cameră, dar asta e chiar umedă, deci udă. Așa. Asta deci un pic mai uscată. Pun deoparte. Și din bucata asta aș vrea să fac burghiu. E la fel de umedă. Bun, să începem cu începutul. Se vede pe aici. Să...
aduce ceva fisură pe aici. Cioplitura e faină. Da, își face jocul. Asta vreau să folosesc pe post de placă și zona asta unde e mai uscată un picuț, o să încerc să salvez. Nu e foarte confortabil la cioplit, dar face parte din teste. Da. Jocul e același. Cam ok. Aici nu se mai simte așa de umed. Sper să fi trecut de stratul ăla problemă. Burghiu. Așa, în poziția asta nu e extra comod. Da, mă rog, nu-i cuțit de cioplit. Acum încerc să îl fac cât de cât burghiu să fie cât mai drept posibil așa la rotire. De-aia iau mai mult de pe partea asta, care așa o curbură în partea, cumva așa. Atunci încerc să iau de aici mai mult material.
așa. Aici are o fisură foarte mare lemnul. Ești curios cum o să se comporte. Așa, în poziția asta cum îl țin, așa, vedeți, e comod la cioplitul în genul ăsta. Acum, sper că știți că lemn, plopul nu e un lemn super tare, de fapt e un lemn moale, care se cioplește ușor, dar cuțitul se pretează la cioplit. Am mai cioplit și alte chestii cu el și e ok. De-aia am și vrut să îl încerc la faza de cioplit un set de bow drill, pentru că asta mi se pare un test bunicel pentru un cuțit, oricare ar fi el. Bun, aici mai insist un picuț. Aici vreau să am un vârf mai bont. Vedeți? Și în partea asta altă aproape ascuțit sau cât mai ascuțit. Bun, ce nu am? Un arcuș, dar ăsta s-a rupt la prima încercare, așa că nu o să-l folosesc. Să-mi caut o botă de arcuș sau să mă risc cu bucata asta? Haideți să o facem și cu asta, că n-am mai făcut așa. Deci ăsta nu vi l-aș recomanda de niciun fel ca și arcuș, pentru că e foarte subțire. Păi uscat spre putred și foarte scurt. Vedeți, se vede acolo cum... Da, o să-l încerc. Numai de dragul de a-l încerca. Așa. Aici, în partea asta, o să-i fac un fel de notch, scobitură. Să am unde să agăț sfoara. De fapt să nu alunece în toate direcțiile, cam asta e ideea. Am făcut un joc mai mare. Da. Se pare că ăsta e cel mai puțin joc care poți să-l am, dar e mare. Deci nu-mi dau seama ce aș mai putea să-i fac. Ok, o să rămână așa până la alte chestii. Bun, hai să continui cu asta. Făcut un bowline. Aici e un nod foarte simplu și foarte bun pentru chestii de genul. Îl agăț pe crăcanul ăsta, îl trag pe aici și mai am cam 30 de cm de sfoară. O să încerc să-i fac un nod cumva aici. După care îi fac un pic de tensiune, să nu fie chiar foarte întins asta, ținând cont că burghiu e destul de gros. Și acum, partea asta altă, îl trag de câteva ori și mai fac un nod. Așa. O să am nevoie să pot tensiona aici în caz că
se slăbește tensiunea. Acum, să vedem dacă am nimerit. Așa. Pentru că nu o să stau să mai îmi fac acum pe întuneric un suport de soclu, o să folosesc cana, sper să meargă. Așa. Dacă unde te-am pus. Bun. O să fac cumva, cum se vedea mai bine. O să încerc să fac aici gaură pentru burghiu, să nu fugă cât de cât. Așa. Și o să folosesc frunza asta pe post de făraș, să adun tăciunea dacă reușesc. Bun. Deci cana arde efectiv. Se mai dă un pic. Să fac aici scobitura în placă. Bun. Da, cu același joc. Nu, nu-mi place chestia asta, dar asta e, o să-l folosesc așa cum e. Bun, pun frunza, deși am alte zeci de frunze în zonă. Bun, acum pare că fumecă singur. Da, se vede foarte fain. Pun și extra ăsta acolo. Se vede? Nu se vede. Se vede. Așa. Și că toate sunt improvizate. Wow. S-a trezit ceva pui.
Așa. Și acum în fața asta chiar nu mai grăbesc. Tăciunea arde singură. O să iau un șervețel și încerc să o aprind. Foarte puțin de mijloc s-a consumat. Da. Ați fi surprinși să știți de câte ori reușești să faci o tăciune și nu reușești să prinzi cu ea. Treaba e că a fost un test și pentru mine și pentru Briceag. Da. Se pare că exact la același joc am ajuns cu toate treburile care le-am făcut, ci a fost practic muncă în zadar și bani aruncați. Dar nu, a fost o încercare, nu mai știu, o eventual să-i fac o altă parte de blocaj, o bară de blocaj, nici nu știu ce aș putea să mai fac. Nu, dar m-am ars un pic la mână. Cuțitul se ține bine. Nu, are un tăiș aspru. Cioplește fain, am cioplit și chestii mai tare, așa cum am zis. Da. Și inoxul se încălzește foarte tare când îl folosește așa. S-a adunat un pic de praf acolo. Nu ar fi o problemă foarte mare. Asta nu las aici. Și v-am zis, arcușul din fericire o ținut, dar un arcuș mai lung, nici nu vă dați seama ce mult contează. Mai ales la momentul în care trebuie să faci efectiv tăciunea. Bun. Sper că vă place încercarea din seara asta. Totul pe nepregătite, să zic așa. Am venit la pădure să-mi culeg niște plante și am zis, dacă tot l-am luat, să-l încerc. Asta e lemnul, de fapt tot sistemul în sine l-am tăiat cu briceagul, am rotunjit acolo, am bătut cu piatra aia lemnul în pământ cât o încheput și am atârnat conserva de inel, practic deasupra focului. Și ce am vrut să vă arăt, o chestie faină, cu sistemul ăsta, nu-i băgat în pământ nimic, ca partea aia de crulă e mult mai grosă. Poți să muți, hopa, acum o dau de pereți aici, poți să muți ce ai deasupra focului unde ții flacăra mai mare. E mobil. Mie îmi place. Bine, și focul am făcut tot așa cu cuțitul. Bine, ce am rupt de mână au fost crenguțele mai mici și a fost mai mare. Am mai dat o lamă pe el, s-a rupt. Am încercat să fac battening, am rupt mai multe crengi și am descoperit o nouă metodă faină de porționat lemn.